A vrea din toată inima să-L binecuvântăm pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. Noi îl cunoaștem ca fiind Mântuitor, pentru că El, prin jertfa Lui pe cruce, a murit ca să ne mântuiască, să ne ierte păcatele. El este Mesia, El este Domn. Și prin multele calități pe care le are, sau titluri pe care le are Domnul Iisus Hristos, în această zi vreau să vorbesc despre El ca învățător, ca rabin. Iisus, rabin între rabini. Și așa cum sunt obișnuiți oamenii, iată că și Marcu nu poate să vorbească despre Iisus ca rabin decât comparându-L cu ceilalți rabini. Iisus era un rabin, era învățător, noi îl găsim, termenul acesta nu-l găsim în Biblie rabin, decât rabi, voi mă numiți rabi, dar în limba română este tradus cu învățătorul. Și de multe ori, chiar Domnul a spus, voi mă numiți Domnul și învățătorul vostru. Și bine ziceți că sunt. Iisus a fost rabin. A fost un rabin ca ceilalți rabini, dar diferit totuși în mare parte. Și vom vedea tocmai aceste diferențe. Cum era Iisus diferit de ceilalți rabin? Pentru că vrem să-L cunoaștem mai mult pe El. Ce este un rabin? Rabinul era omul care cunoștea Scripturile și care învăța pe oameni cum să le aplice. Și în istoria lui Israel au apărut rabinii în sinagogă peste tot și astăzi sunt acești rabini, oameni care se ocupă în mod special cu Scriptura. Rabinul însă era un om deosebit, era un om care avea și o reputație deosebită, se bucura de respect din partea comunității și era și un fel de judecător. Poate pe noi ne surprinde, da, dar citim în Biblie că la un moment dat vine un om la Domnul Iisus și îi spune învățătorile, rabin, rabi, te rog, uite, cu fratele meu am un litigiu, trebuie să împărțim averea și mi se pare că este nedrept, te rog, ajută-mă. Și Iisus, tocmai că e diferit de ceilalți rabini, nu se implică în problemele acestea. Și spune, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Eu n-am venit pentru asta. Pentru că rabinii vremii de atunci erau și un fel de judecători care se ocupau și de problemele vieții acesteia sau litigiile pe care le aveau. Rabinul era un om disponibil, care lăsa deoparte poate familia lui, casa lui, timpul pentru propriile nevoi și îl dedica poate în mod special sau mai mult comunității. Israelul pe atunci avea mulți învățători, mulți rabini și e o întrebare, poate încă, din păcate, încă printre noi mai circulă întrebări de felul acesta. Oare e bine să facem școală? Oare e bună o școală biblică, o școală teologică? E bun un seminar? Ca să nu mai zic de alții care spun că nu-i de la Domnul și asta. Ei bine, poate astăzi vom înțelege că Domnul Iisus, în primul rând, a făcut o școală și o să vedem că a avut o școală, o recunoaștere, dacă vreți, competențele sale erau recunoscute de ceilalți și la rândul lui a format o școală, pentru că orice rabin, de asta era rabin, era învățător, el trebuia să formeze la rândul lui ucenici. Așadar, atunci când spui, oare e bună școala, te întrebi, oare e bun Iisus, oare e bună Biblia, aruncă-o, pentru că dacă tu ești împotriva unei școli, dacă ești împotriva unei formări, n-ai ce căuta în biserică, pentru că biserica asta are ca scop, asta a făcut Iisus cu ucenicii lui, i-a pregătit 3 ani și jumătate, dar nu 3 ani și jumătate, așa, o dată pe lună, la cursuri ne vedem, modul 1, 2 și 3. Zi de zi, 3 ani și jumătate, Iisus a fost cu ucenicii lui. Școală intensivă, cursuri intensive, zi și noapte. Și la rândul lui, el a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, adică asta este școala aceasta, ucenicia aceasta în școala lui Iisus Hristos. Dacă cineva are gândul că școala nu e de la Domnul, a greșit, greșește cu totul și n-a înțeles nimic din ce înseamnă Iisus, nimic din ce înseamnă Biblie și nimic din ce înseamnă biserică. Pentru că Iisus a fost un rabin, a fost un învățător și a avut ceea ce o numim noi școală, ucenici care au fost la el. Dar exista o mare diferență între rabinii vremii și ceea ce era el. De asta Iisus, printre rabini, era un om diferit. Ce relație a avut Iisus cu rabinii? La vârsta de 12 ani,
Îl găsim pe Iisus Hristos în templu. Și dacă citim din Luca, din capitolul 2, avem două versete frumoase, 46 și 47. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, rabinilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Un copil la 12 ani, în tradiția lor, în cultura lor, băiatul de 12 ani primea atunci chipia aceea, făcea un fel de legământ că se angajează să cunoască legea, era inițiat în Scriptură, trebuia să îi se dea cartea legii, trebuia să citească, trebuia să însușească deja cunoștințele de bază și era dus acolo. Pentru mulți era o formalitate, cum și astăzi vedem nu de mult în Biserica Catolică a fost luna în care are loc această crezimă, această prima comunione, cum o numesc ei, și momentul în care sunt inițiați copiii la vârsta de 12 ani. La vârsta de 12 ani, Iisus era în templu, era în mijlocul rabinilor. Părinții lui s-au dus, dar părinții lor, lui nici măcar nu s-au gândit, nici o clipă nu s-au gândit că Iisus va fi atât de fascinat de Scriptură, că Iisus va fi atât de interesat de cuvântul lui Dumnezeu, că va fi interesat de rabin, de predică, de asta, pentru că băieții se gândesc la cu totul altceva, copiii au alte preocupări. Dar băiatul Iisus, când ajunge acolo în Ierusalim, în templu, este efectiv copleșit, fascinat de ceea ce aude, ceea ce vede. 3 zile, ce-o fi mâncat? Unde-o fi dormit? 3 zile nu l-au găsit. Și 3 zile l-a stat acolo în templu, 3 zile l-au căutat, dar ei au stat și ei acolo în templu, pentru că 3 zile l-au pierdut. Da? Deci aproape o săptămână Iisus a fost acolo în templu și aproape, nu știu, atât de copleșit a fost de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce auzea, de ceea ce se întâmpla acolo. Și câteva lucruri simple le-am citit în versetul acela. În primul rând, Iisus Hristos era în mijlocul rabinilor. Asta înseamnă interes. Nu era pe margine, nu era pe holuri, nu era pe afară, nu era pe telefon, așa cum, din păcate, în general, tinerii adolescenți stau, ca să mai zic și alții mai în vârstă, chiar și în biserică. Iisus era în mijloc, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i. Ei, unii nu prea au ce să asculte, pentru că ei trebuie doar să învețe, doar să învețe și atât, ei n-au ce asculta. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, asculta de rabinii vremii, ascultându-i. Ascultându-i, asta înseamnă respect, asta înseamnă dorință de a învăța, apoi punându-le întrebări, și nu cred că erau întrebări retorice, erau întrebări serioase, întrebări la care dorea să afle răspuns. Apoi, oamenii au văzut priceperea, au văzut profunzimea lui și apoi răspunsurile lui, opiniile lui, pentru că fiecare om până la urmă trebuie să-și formeze niște convingeri proprii, personale, opinii personale. El punea întrebări, dar avea și răspunsuri. Apoi au discutat, a fost un dialog. Vedeți, e important, mie îmi place, cel mai mult cred că îmi place de Iisus ca rabin, ca învățător, pentru că se raportează altfel. Știți că sunt oameni care intră în tot felul de polemici, de dezbatere, ei nici măcar n-ascultă ce spun ceilalți, au pentru toți, au spus, au luat, au închis, au plecat și s-au dus. Iisus nu face, niciodată nu face asta. Iisus ascultă, ascultă pe ceilalți, stă de vorbă și dă răspunsul potrivit. Asta face Iisus ca învățător. Care diferențe erau între Iisus? Care sunt diferențele între Iisus și ceilalți rabini? Rabinul Iisus și ceilalți rabini. În primul rând am citit în versetul acesta, în Marcu, în capitolul 1, versetul 22, că oamenii erau uimiți de învățătura lui, erau fascinați de asta, dar el îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Și vedem aici diferența. El avea nu că învățătura lui era diferită, modul în care învăța era diferit și oamenii au recunoscut. E un rabin, dar parcă e total diferit de rabinii pe care îi avem.
E special. Are ceva în plus. Tot ceilalți învățau, tot ceilalți predicau, tot ceilalți aveau titluri, funcții, onorificențe, dar Iisus Hristos avea putere. De aceea este fundamental pentru noi și dacă vrem ca oamenii lui Dumnezeu să fim folosiți de Dumnezeu, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere. De putere este nevoie, fie că ești doar tată sau mamă, pentru că trebuie să-ți înveți copiii. De asta avem nevoie, poate cineva va spune în ziua aceasta, asta probabil e o lecție pentru predicatori, asta probabil e pentru cei care predică și dau îndemnul. Nu vreau să spun, e un model, e o lecție pentru fiecare dintre noi, pentru că toți trebuie să învățăm de la Iisus, trebuie să-L luăm ca reper, trebuie să-L luăm ca exemplu, ca model, să învățăm de la El și putem învăța de la El cum s-a raportat, cum s-a raportat El la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, la învățătură, la oamenii vremii de atunci, la ceilalți care aveau alte opinii, care aveau alte păreri, la ce s-a întâmplat, la cum s-au modelat atunci lucrurile, societatea, și Iisus e un răspuns. De aceea trebuie să învățăm ca părinți. Apoi, dacă suntem învățători de școală duminicală sau dacă predicăm, cu atât mai mult. Dar eu cred că fiecare dintre noi putem, noi toți putem învăța de la Iisus. În primul rând, Iisus, deci, învăța ca unul care are putere, autoritate. Asta înseamnă, în primul rând, convingere, înduplecarea voinței. Ceea ce trebuie să facă un învățător este să convingă. Să convingă prin înduplecarea voinței. Nu poți pune mâna pe bici și faci așa cum zic eu, ci trebuie să-l înveți pe om, să-l convingi că ceea ce face e rău și nu mai trebuie făcut și că trebuie să facă binele și să-l convingi că trebuie să facă binele acesta. De aceea Iisus avea puterea aceasta, autoritatea aceasta de a-i convinge pe oameni. Îl urmau cu miile, n-au mai văzut așa ceva ceilalți cărturari, nimeni nu se înghesuia la predicile lor. Iisus predica și a început apoi să predice și îl urmau 3 zile, l-au urmat 1.000 de oameni, 5.000 de oameni, în pustie, fără apă, fără mâncare, și oamenii erau acolo fără rezervele lor și totuși erau fascinați de predica lui, de învățătura lui, și ceilalți, bineînțeles că au fost invidioși, pentru că la predicile lor nu stătea nimeni, nu-i asculta nimeni. Și iată, după acest Iisus, după acest rabin, oamenii merg cu miile, oamenii se calcă în picioare, oamenii se înghesuie, oamenii peste tot unde se auzea că este Iisus, toți erau grămadă. Și asta a început să le dea de gândit celorlalți rabini, să-i numim așa. Dar Iisus era diferit de ceilalți rabini și pentru sinceritatea Lui, pentru empatia Lui. El nu doar predica. Vedeți, asta e marea problemă a celor care predică sau celor care învață, să creadă că chemarea lor e doar să predice și atât. M-am spus predica, am predicat. Și, vai Doamne, dacă n-am predicat. Iisus însă răspundea unor nevoi concrete, El se interesa de oameni, El vedea problemele cu care se confruntă oamenii și El nu punea problema, eu azi trebuie să țin o predică, neapărat, că nu pot, eu nu am cum, stau pe bancă, dacă nu trebuie să mă duc în altă parte să predic, nu. El vedea problemele oamenilor, cu ce îi pot ajuta eu pe oameni? Cu ce le pot veni eu în ajutor? El nu le vorbea despre perdeaua din lăuntru templului, că oamenii n-aveau nevoie, să vă spun acum, culorile, ce simbolizează, măsurile, ce înseamnă asta. El venea cu lucrurile practice, el venea în întâmpinarea nevoilor oamenilor, ceea ce oamenii simțeau, ceea ce oamenii trăiau. Și el era un om sincer, dezinteresat. El nu urmărea o funcție. El nu urmărea un titlu, o recunoaștere. El nu urmărea popularitate, el nu urmărea prestigiu, reputație, el nu vrea să aibă like-uri, vizualizări, el nu vrea să fie cel mai. Pe el nu-l interesa asta. Toți ceilalți erau interesați, vreau să învăț cel mai bine, că eu vreau să fiu cel mai bun rabin, să fiu rabin șef, să fiu cel mai mare, că erau diferite grade. Și fiecare vrea să urce pe scara aceasta, în ierarhia aceasta a rabinilor. Dar Iisus nu era deloc interesat de asta, pentru că El știa, eu nu sunt chemat
doar să învăț sau să ating eu un anumit nivel al recunoașterii celorlalți, ci el pur și simplu era interesat de oameni și învăța pe oameni ca oamenii să poată să-L cunoască pe Dumnezeu, ca să împlinească nevoile oamenilor. Nevoile sufletești, nevoile spirituale, dar chiar și nevoile acestea, să le numim fizice, pentru că vindeca și lucra. La un moment dat, vă amintesc că unul din mari rabini ai vremii, unul dintre cei mai respectați rabini ai vremii, Nicodim, a venit la el noaptea. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că acest rabin a venit și când el stă de vorbă cu Iisus, observați că el folosește expresia asta, rabin, rabi, învățătorule. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Ceilalți l-au recunoscut ca fiind rabin. Aici el a venit în sinagogă și a început să învețe pe oameni, pentru că acolo era cam biserică, nu se apucă unul și vine, hai că mă duc eu azi la învăț. Nu, era vorba de o recunoaștere. Iisus era recunoscut ca fiind rabin, ca un om interesat de Scriptură, cu o anumită capacitate de a preda, de a învăța, de a predica. Avea o recunoaștere. S-a dus în sinagogă și învăța pe oameni. Era recunoscut ca rabin. Ceilalți rabini l-au cunoscut că este rabin. Rabinii cei mai de seamă și-au dat seama că este un învățător și Nicodim, deși cumva doar așa în culise, doar noaptea ca să nu-l vadă nimeni, a recunoscut, tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Pentru că tu nu doar vorbești, tu faci semne și minuni. El avea putere, el avea autoritate, era un altfel de rabin. Apoi Iisus avea coerență între teorie și practică. Știți că oamenii, cred că marea problemă este să fie coerenți. Este cea mai mare dificultate, mai ales a predicatorilor, este să fie coerenți. Vorba populară în România, să faci ce zice popa, dar să nu faci ce face el. Asta e lipsa de coerență, că poți să zici multe, dar să faci. Iisus nu zicea una și făcea alta. Iisus nu făcea una și zicea alta. Iisus ce zicea și făcea. Iisus ce făcea, zicea. Și asta era coerența, pentru că la un moment dat el îi mustră, voi puneți voi, farisei, cărturarii, vai de voi, spunea la un moment dat, pentru că voi puneți sarcini grele pe umerii oamenilor, dar voi nici măcar cu un deget nu le duceți. Adică voi spuneți, voi arătați că sunteți neprihăniți, dar de fapt realitatea este cu totul alta. El era total diferit, era coerent și să dau doar așa un simplu exemplu, pentru că de foarte multe ori voi trata mai mult poate argumentul acesta azi, dar să fii coerent. Când spui un lucru, să te gândești să-l aplici peste tot, o lege, legea gravitației este o lege coerentă. Da? Dacă am un măr și dau drumul, el cade. Că-i noapte sau zi, el cade. Că-i duminică sau luni, el cade. Că îi dă Marius drumul la măr, el cade. Că îi dă Iulian drumul la măr, el tot cade. Asta înseamnă coerență. Nu contează cine, cum, unde, că în România sau în Italia sau în altă parte. Nu contează. Legea este general valabilă, este universal valabilă și nu contează de zi, se noapte, de cald, de frig, nu contează că e primăvară, că e toamnă, nu contează nimic altceva. Există o lege care funcționează totdeauna și în orice împrejurare. Și nu schimbă cu nimic situația, cine, unde, cum, ce, la ce oră sau așa mai departe. Ei bine, lipsa asta de coerență se vede foarte, foarte mult, mai ales atunci când vine vorba de învățături și de interpretări. Și o să vedem, nu o să fie azi foarte mult timp la capitolul acesta, dar mi-aduc aminte din copilăria mea, era un frate care mereu se lua de unul și de altul, că de ăștia nu o să ducem niciodată lipsă. Și el era unul care mereu spunea că de ce vă tăiați sprâncenile, de ce faceți asta, de ce asta? El avea păr, sprâncenile nu zic cum erau, din urechi și au tufe, din nas nu mai zic. Și am spus, bun, care e argumentul? Cum a lăsat Dumnezeu? Ok, argumentul e bun, legea ta e bună, dar dacă ești coerent,
Atunci de ce te bărberești? Că și de cei care își lăsau barbă iar nu era bine. Păi fii coerent. Dacă spui cum te-a lăsat Dumnezeu, nu te mai tunde, nu te mai bărberi și eventual nici nu te mai spăla. Dacă principiul tău este cum te-a lăsat Dumnezeu, sunt de acord, e ok, e opinia ta, dar fii coerent. Adică de ce? De ce într-o parte tai și într-o parte nu? De ce nu ești coerent în toate? De ce numai aici? De ce numai în ce îți place? Asta e lipsa de coerență și asta cam exact cu asta se ocupau și fariseii, cărturarii, lipsa lor de coerență și în multe situații Iisus i-a confruntat cu lipsa lor de coerență. Iisus era un învățător care avea putere pentru că El îi ajuta pe oameni, le oferea ajutor. A făcut ceea ce nu făceau ceilalți. Îi vindeca, se ruga pentru ei și Iisus i-a ajutat de foarte multe ori, vindecare, eliberare, dar chiar și pâinea, le-a dăruit și pâinea. La o nuntă a transformat apa în vin. I-a ajutat pe oameni în situațiile lor, în tot felul de boli. Iisus avea putere, pentru că El nu era interesat doar de predică. Era interesat și de problemele oamenilor și era interesat să le rezolve. Asta făcea diferența între Iisus și ceilalți. În al doilea rând, Iisus învăța Scriptura și nu datinile strămoșești. În Marcu, în capitolul 7, avem mai multe versete, de la 6 la 13, o să citesc așa câteva dintre ele. Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzile, dar inima lui este departe de mine. Lipsa de coerență cu inima... ai ceva și cu buzele altceva. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Adică lucruri pe care Dumnezeu nu le-a poruncit, dar evreii au și la ora actuală încă, ei încă au de inventat multe legi și porunci. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor, a paharelor, faceți multe alte lucruri de acestea. Și apoi el a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Asta este marea problemă care a apărut atunci. Iisus era un învățător diferit. El a știut să facă diferența între reguli și legea lui Dumnezeu. Între datini strămoșești, care pot fi bune sau rele, nimeni nu le contestă, oricum lucrurile se fac într-o anumită formă, se stabilește o formă de comun acord. Dar să înțelegi care este decizia pe care tu ai luat-o, pe care noi am luat-o de comun acord și care e porunca sau voia absolută a lui Dumnezeu. Ei nu mai făceau asta. Înțelegeți? Adică o să revin și la asta, pentru că în al doilea rând el pornea de la Dumnezeu și nu de la strămoși. Vă lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. Acestea erau lucruri nu rele în sine, erau bune. Dar erau luate de oameni în funcție de un anumit context, în funcție de anumită situație și au stabilit niște strămoși, au stabilit niște reguli. Dar Iisus Hristos a mers mai departe, pentru că El apoi pornea de la Geneza și nu de la Mișna. Mișna, Talmudul, erau cărțile lor de reper prin care aceste reguli erau explicate și erau tratate multe probleme de felul acesta. Și iată că apare o problemă în Marcu, capitolul 11, de exemplu, vis-a-vis de divorț. Drept răspuns, El le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Ce s-a întâmplat atunci? Moise, pentru că oamenii au divorțat, pentru că au venit la el să judece, el a spus: și acum ce facem? Cum? Cineva a divorțat, s-a recăsătorit, cineva are o anumită problemă, o situație sau alta. Și atunci Moise, din pricina împietririi sau din pricina unor fapte deja prezente acolo, a spus: asta e, n-am ce să fac. Vă dau dreptul, sau de acum le-a dat dreptul de a lăsa o carte de despărțire, adică un divorț. Și fiindcă rabinul era cel care trebuia să facă lucrul acesta, le dădea consensul pentru a divorța.
Numai că ei, de la o excepție, au făcut asta o regulă și divorțul a ajuns ceva obișnuit în societatea de atunci. Pentru că rabinii tratau totul și aveau și scuza, noi de la Moise, de la strămoși, avem dreptul, uite, e carte de despărțire, avem dreptul ăsta, scrie acolo, Moise, tradiții, datini și tot ce aveau. Și dacă soția nu făcea mămăliga bună, bărbatul avea tot dreptul să-i scrie cartea de despărțire, să spună, uite, asta e datina, îmi pare rău, nu ne înțelegem, nu ne potrivim și gata-i divorțul. Și divorțul era dus în fața rabinului, în fața sinagogii, se despărțeau și totul devenea oficial. Iisus nu pornește de la strămoși. Când se pune întrebarea, este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta? El spune, de la început, oare n-a citit că ziditorul de la început? El nu se oprește de la Moise, de la Avram, de la nu știu cine pe drum, care a trebuit să ajusteze poziția lui în funcție de anumite situații. Ci a spus, intenția lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, este ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Asta e porunca lui Dumnezeu, este voia absolută, voia suverană a lui Dumnezeu. Cine face altceva să-și ia toate riscurile, încalcă porunca lui Dumnezeu. Punct. După aia că Moise a zis, că păstorul nu știu care a zis, că predicatorul, că prorocul nu știu care, treaba ta. Iisus n-a dat voie și n-a acceptat divorțul. Și poate altă dată o să vorbim despre asta când se spune acolo afară din pricină de prea curvie, o să vedem noi explicația și excepția înțeleasă total greșit de cei care abuzează de ea. Iisus când a vorbit de divorț a spus foarte clar, de la început n-a fost așa, Dumnezeu nu-i de acord cu asta, asta este împietrirea inimii voastre. Atât. Și Dumnezeu nu înseamnă că e de acord, Dumnezeu spune asta e, dacă voi faceți, nu înseamnă că e voia mea. Eu accept sau eu o tolerez sau eu îngădui pentru că asta e, dar nu că e voia lui Dumnezeu. Nu poți să spui că e voia lui Dumnezeu sau că este binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedeți, în Biserica Ortodoxă, pentru cei care nu știți, se poate face căsătoria în biserică sau recăsătorirea de 3 ori. Poți să ajungi până la 3 ori, ca excepție. Spun o dată, da, ai dat divorț, poți să te mai recăsătorim a 2 oară în biserică și în anumite cazuri și a 3-a oară. A 4-a oară și a 5-a oară n-am înțeles de ce, dar uite, de 3 ori e îngăduit. Unde scrie asta? Datini preluate de oameni. Și oamenii spun, noi venim de 2000 de ani. Poți să vii și de 3000 și de 5000. Dacă nu faci voia lui Dumnezeu și dacă nu mergi de la început, de la ce spune Dumnezeu, ai greșit cu totul. Și poți să dai dezlegări. Și Iisus nu a dat absolut deloc dezlegări. Și o să ajungem și la problema aceasta. El deci pornea de la Geneza, nu de la Mișna. Pornea de la principii și nu de la reguli. Avem în Marcu, capitolul 2, versetele 23 și 28. S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii ei au zis, vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-a citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când au flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? N-a citit? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar, a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el? N-a citit asta. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Ce vrea să spună Iisus aici e un lucru, e un principiu pe care ar trebui foarte bine să-l înțelegem, pentru că riscăm, mai ales atunci când devenim legaliști, ce înseamnă legalismul? Pe noi ne interesează legea, nu om, legea. În rest, relații, om, suflet, nu ne interesează pentru că legea. Iisus ne spune în alte cuvinte cam așa, Dumnezeu nu a făcut de la început niște legi, niște reguli și apoi a zis, păi ce să facem cu legile astea? Aveți vreo idee? Da, am eu o idee. Hai să facem un om care să se chinuie să împlinească legile astea. Așa a făcut Dumnezeu? Că unii cam așa pun problema. Noi să avem niște legi, niște reguli și apoi cine vine, mare grijă, regulile noastre să nu iasă din parametrii noștri. Dumnezeu nu a făcut asta și Iisus explică, Dumnezeu nu a făcut asta. Adică Dumnezeu n-a făcut sabatul și acum a spus, hai să facem un om ca să păzească sabatul acesta. Și Dumnezeu l-a făcut pe om
Și a spus, bine, ca omul să fie fericit, ca omul să fie împlinit, ca omul să fie binecuvântat, el normal trebuie să aibă niște legi, niște porunci, niște reguli, niște rânduieli, niște norme, trebuie să existe. Trebuie să existe. Dar normele acestea sunt făcute pentru om. Legile sunt făcute pentru om și nu omul pentru lege. Dumnezeu nu a creat legea mai întâi și apoi ca să se respecte legea a făcut un om. Și Dumnezeu l-a făcut pe om și a spus ca omul să funcționeze bine, îi fac o lege. Și de multe ori legea asta, pentru că așa este situația în viață, multe legi pot fi încălcate și sunt încălcate. Vă dau un exemplu simplu acum. Sau mai multe. Dacă văd un accident pe stradă, pun un om rănit în mașină, poate hemoragie, fiecare secundă, fiecare minut contează, duc la spital că cheme ambulanța până vin ăștia, mai durează câte o oră. Și atunci îl pun în mașină și plec. Pe stradă, legea, 70 la oră. Ce fac? Respect legea? Sau spun, este o lege mai mare, e un om aici care suferă, eu trebuie să ajung cu el la spital, este urgent, fiecare secundă contează, așa că merg 100 la oră. Sunt atent, bineînțeles, să nu mai pun pe altul în pericol. Ajung la semafor, semaforul e roșu. Ce fac? Respect legea? Mă uit în stânga, în dreapta, nu-i nimeni, nu produc alte accidente, nu produc alte lucruri, dar trec pe roșu, încalc legea, da, încalc legea. Dar există o lege mai mare. Și pentru binele unui om și pentru viața unui om, eu voi încălca legea. Dar nu încalc pentru că vreau să fiu călcător al legii, că sunt eu căpos și așa îmi place mie să nu respect legile. Nu. E vorba de o lege, e vorba de ceva mai important, ceva mai valoros. Și atunci Iisus asta le spune. Oamenii sunt flămânzi, poate n-au mâncat, sunt obosiți. Acum au ajuns și efectiv luau grâul acela și cu palmele luau, dădeau boabele și le mâncau. Și au venit farisei și au zis, asta e lucru, în ziua sabatului, cum să faci? Tu calci legea. Dar omului e foame acum, că de asta spun evreii, dacă stați de vorbă cu ei și dacă vedeți legile lor, ce, în ziua sabatului n-ai voie să faci, s-a prins focul, n-ai voie, păcat, gata, ai muncit. Mâncare, să o pregătești. Mergeți și vedeți cum au ajuns ei să înțeleagă sabatul. Dar haideți să vă dau un alt caz, să presupun că eu sunt medic și țin... Sunt în ziua de sabat, aici suntem în sinagogă în ziua de sabat. Leșină cineva, cade. Oamenii se agită, a căzut cineva, să vedem ce are, chemăm salvarea. Bun, este vreun medic aici, pune cineva întrebare, este vreun medic aici? Da, eu sunt, da. Vino, te rog, se ajută, vin. Nu, nu, eu sunt în ziua sabatului azi. Nu pot să lucrez, eu sunt ca medic, eu nu pot să lucrez în ziua sabatului. Ce faci? Pentru că asta s-a mai întâmplat și altă dată. Iisus îi vindeca și la un moment dat ceilalți rabini spuneau, nu poți să vindeci în ziua sabatului, îi mustrau pe ceilalți, vă punem sub disciplină, pentru că voi nu vă permiteți să veniți în ziua sabatului să fiți vindecați. Veniți în alte zile. Și Iisus îi vindeca în ziua sabatului, ba chiar în ziua sabatului, nu numai că îi vindeca, că l-acuzau că tu ești vindecător și tu faci muncă, munca ta, eu vedeau ca o muncă, tu faci munca ta în ziua sabatului. Și nu-i bine. Dar îi punea, de exemplu, pe olog, ia-ți patul și du-te acasă. Păi să-ți iei patul și să te duci acasă, încalci ziua sabatului. Dar omul ăsta n-a mers niciodată pe picioare. Omul ăsta n-a luat niciodată patul cu mâna lui să meargă el. E prima dată când o face. Ce mai contează ziua? Deci el pune problemele diferit pentru că el pornește de la principii și nu de la reguli. Și principiul înseamnă, eu trebuie să ajut, eu trebuie să caut dragostea, eu trebuie să caut să-l ajut pe om, nu numai reguli, că dacă stai așa, peste tot vei avea numai reguli și vom ajunge, așa cum au ajuns cei mai mulți rabini, care nu fac altceva decât zi și noapte se gândesc la reguli, cum să fie la WC-ul, cum să fie la bucătărie, paharul, cum trebuie să-l pui după ce l-ai spălat, ca nu cumva să mai rămână ceva. Deci problema apoi și cu alte, cu spălatul mâinilor, COVID-ul a fost jucărie față de ce era atunci. Spălarea urcioarelor, paharelor, mâinilor și tot ce se întâmplă acolo. Aveau niște ritualuri, dacă ai sta să le examinezi, îți spui, da, deci absurdul e la el acasă. Iisus, ca rabin, a învățat altfel și a început să gândească altfel. De aceea creștinismul, deși se naște din iudaism, din Vechiul Testament,
are același Vechi Testament, a înțeles principiile și nu regulile. Și de aceea multe reguli, care mai ales sunt și absurde, nu mai există, pentru că Iisus a pus accent pe principiu, nu pe reguli. Iisus, apoi, tot în Marcu, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 5, da, Marcu, capitolul 3, la versetul 1, avem acolo, Iisus a intrat din nou în sinagogă, acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi, dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împetrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Dar ei au rămas împietriți. Și dacă noi de multe ori spunem că Iisus s-a mâniat doar când i-au dus copilașii și ucenicii nu erau de acord, s-a mâniat altă dată, uite, și de data asta s-a mâniat. Pentru că a văzut acolo societate, niște oameni credincioși care erau la închinare înaintea lui Dumnezeu și care aveau alte agende. Care veneau acolo doar să-L prindă pe Iisus, doar să arate că i-au dreptate, doar să-L prindă că a scăpat vreo regulă, a încălcat vreo regulă, să-L poată învinui. Ei pentru asta veneau. Și Iisus cu mânie și-a rotit privirile și nu poți să înțelegi pe acești oameni care caută nodul în papură, care nu fac altceva decât să notezi ce a greșit, să notezi ce a făcut, să vedem regula, să vedem regulile, să vedem cifrele, să vedem masa, să vedem măsurile, să vedem coordonatele, să vedem și toată viața lor este setată doar pe reguli și atât, trăiesc doar pentru asta, care trebuie să măsoare totul, care trebuie să spună, să cântărească totul. Și oameni care nu respectă legea fundamentală. Și El, Iisus Hristos, vindecă chiar și în ziua sabatului. Nu pentru că sfidează, pentru că vrea să ne învețe și pe noi că ziua sabatului a fost făcută pentru om, că omul să stea bine. Și dacă omul nu stă bine și moare, dacă iau pilda samariteanului, un om căzut între tâlhari, un om mort, trece preotul pe lângă el, nu pot, că eu mă spurc, trece levitul, nu, că eu mă întinez și ei, pentru că vreau să respecte legea, nu l-au ajutat. Și atunci l-a întrebat, că un învățător al legii a venit să-i pună întrebarea asta, a spus, hai te rog, spune-mi acum, care din ei a păzit porunca lui Dumnezeu, cea mai mare poruncă? Pentru că atunci asta era, care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe aproapele tău. Care l-a iubit pe aproapele lui? O, eu, că eu sunt preot și eu n-am voie să mă spurc, eu trebuie să fiu curat, eu trebuie să nu mă compromit, eu trebuie să fiu corect și eu nu trebuie să încalc nimic altceva. Dar omul murea lângă el și nu i-a păsat, a trecut înainte pe alături. Celălalt a trecut înainte pe alături. Și un samaritean, un vai de el, a trecut, l-a ajutat, l-a ridicat, a cheltuit pentru el, i-a bandajat rănile. În ochii lui Dumnezeu, cine a fost cel care a făcut binele? Cel care s-a păstrat sfânt, curat, neîntinat? Sau cel care s-a murdărit cu sângele omului acela, i-a legat rănile, l-a bandajat, a cheltuit pentru el? Cine a arătat că a împlinit cu adevărat porunca lui Dumnezeu? Pentru că există în teologia morală un concept și se numește absolutismul conflictual. Întotdeauna legile, pentru că sunt atât de multe, vor intra în conflict una cu alta. Adică, vrând să respecti o lege, ești la un moment dat constrâns să încalci altă lege. Adică, vrând să ajuți un om bolnav, e ziua sabatului, încalci ziua sabatului. Dar pe care lege alegi să o împlinești, să o respecti și care trebuie să o încalci. Pentru că n-ai cum. Trebuie să încalci o lege. Care lege o încalci? Stau pe roșu, bun. Și omul moare din cauza mea. Care lege am încălcat-o? Pentru că asta e marea problemă de multe ori în viață, că ai de luat decizii. Care lege o respecti? Eu că am zis eu așa că am luat biserica asta sau legea cea mai mare a lui Dumnezeu? Iisus învăța profunzimea și nu superficialitatea, nu aparențele. El a dat un exemplu, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. La urmă, spune despre fariseu, că, Doamne, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți, vameșul stătea și el departe undeva, nu îndrăznea nici ochii, se ridice spre cer
Și a spus, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ce spune versetul cel mai frumos de aici? Spunea, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a întors acasă, socotit neprihănit decât fariseul acela. El se uita în profunzime, nu doar la suprafață, nu doar la aparențe. E frumos să postești, e frumos să te rogi, e frumos să ții toate regulile pe care le vrei, dar dacă nu există pocăință, dacă nu există smerenie, pentru că el asta spunea, oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Știți care e problema legalismului în general? Noi, ca noi nu-i nimeni. Noi suntem cei mai pocăiți, nu suntem ceilalți, vai de ei. Și când ai făcut asta, ai anulat totul. Ai anulat totul. Te-ai înălțat și ai făcut din smerenie, ai făcut mândria ta, din tot ce ai făcut, ai anulat totul prin mândrie. Pentru că ceea ce ne învață Iisus și asta învăța Iisus, recunoașteți vinovăția, oricine ai fi și orice ai fi, nu uita că ești un păcătos și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Asta ne învață Iisus. Că apoi noi ne luăm tot felul de titluri, ne credem cei mai grozavi dintre toate, pierdem esența lucrurilor. Apoi Iisus mergea în profunzimea Scripturii. Am citit versetul acela, Iisus le-a răspuns, oare n-a citit niciodată ca ce a făcut David când a fost în nevoie și când au flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Erau flămânzi, n-aveau ce mânca, s-au dus la preoți și preoții au zis, noi n-avem mâncare, n-avem altă pâine decât pâinea asta care e sfântă, din care mănâncă doar preoții. Ei, dar preoții rămân flămânzi? Nu, i-au mâncat, s-au săturat și a rămas. Și cu pâinea asta ce face? Păi o să vedem noi, mâine, noi oricum avem din belșug. N-avem voie să mâncăm, nu, că e pâine sfințită. Bun, acum am spus, nu călcăm regulile în mod voit. David a spus, hai, nu, nici nu ne batem joc, e pâine sfântă. Uite, vorbesc cu bărbații, uite, noi de 3 zile ne-am păstrat curați, uite, nu suntem așa, respectăm toate regulile celelalte, dar nu putem respecta regula că nu suntem preoți. Dar ne foame, ce facem, murim sau respectăm regula pâinilor sfinte? Și atunci au mâncat din pâinile sfinte. Dumnezeu nu i-a omorât pentru asta, pentru că era o nevoie. Nu era o sfidare a poruncilor lui Dumnezeu. Nu era o încăpățânare a lui David. Las că eu sunt rege și eu fac ce vreau. Nu, dar era împlinirea unei nevoi. Pentru că sunt mai multe legi care intră în conflict. Care lege o respecti? Și Iisus a arătat că întotdeauna respectă legea dragostei. Legea împlinirii unei nevoi stringente. De aceea, Iisus privea și spre profunzimea relațiilor. Femeia păcătoasă, acel fariseu care l-a invitat pe Iisus, care n-a făcut nici măcar minimul necesar. Și femeia aceea care i-a spălat picioarele cu lacrimile ei, i-a șters picioarele cu părul ei și a stat doar acolo la picioarele lui Iisus și își plângea păcatele ei. Da. Și Iisus a arătat profunzimea relațiilor. Nu era superficial, adică nu îi eticheta pe oameni. Că spunea atunci Simon leprosul, dacă omul acesta ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta. El privea oamenii doar așa din auzite, am auzit eu de ea, știu de ea, uite cum e îmbrăcată, uite cum, dar Iisus trece dincolo de toate aparențele, de tot ceea ce știm noi, de toate informațiile, de toate bârfele și de orice, și Iisus vede ce se întâmplă instant în sufletul unui om. Și el a văzut instant ce se întâmpla în sufletul acelei femei care își plângea păcatele, care a venit acolo pentru că dorea să aibă părtășie cu Dumnezeu, dorea să fie iertată. Iisus vedea asta, fariseul nu. Ceilalți rabini niciodată nu vedeau asta, dar Iisus vedea asta. Iisus vedea pocăința, Iisus vedea smerenia, Iisus vedea intenția de a-L căuta pe Dumnezeu. El vedea asta. De asta Iisus era diferit de ceilalți rabini. El învăța simplitatea și nu teologia complexă. El, avem Marcu 4:33, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. Folosea ilustrațiile. Folosea foarte mult predica cu obiecte cu care știu că foarte sunt încă mulți care nu sunt de acord, care li se pare nu știu ce Iisus. Nu, când vorbea de birul cezarului, dați-mi un ban, punea banul în față. Vorbea practic. Uite, a luat un copil și a spus, vedeți copilul? Da, uitați-vă, dacă nu sunteți ca el. El nu spunea, imaginați-vă un copil. El a luat efectiv un copil în brațe. Și de foarte multe ori, sunt zeci și zeci de exemple prin care
Iisus Hristos folosea ilustrațiile, pentru că El vorbea după cum erau ei în stare să-L priceapă. El nu folosea cuvinte întortocheate, nu vrea să impresioneze. A spus niște cuvinte, că sunt predicatori la care trebuie să ții dicționarul, ca să vezi ce spune. Știi, un fel de Ion Iliescu, știi, mai spiritual, ca să impresioneze cât a studiat, cât academie are omul ăsta în cap. Nu, el vorbea simplu, învăța simplitatea. Ceilalți erau cu, vorbim de mistic, vorbim ceva ce voi oamenii de rând nu înțelegeți, dar așa termin de aceste elevații. El folosea ilustrațiile, imaginile practice, pildele, folosea dialogul. Adică stătea de vorbă cu oamenii, nu doar am predicat, mi-a spus predică, stătea de vorbă, oamenii aveau întrebări, cum am văzut deja de la început, de copil, asculta, punea întrebări, dădea răspunsuri, dialogul. Folosea metoda inductivă, trecea de la particular la general, de la efect la cauză. Dacă vrea să învețe dărnicia, îi chema pe ucenici și spunea, vedeți voi văduva aceea? Da. Cât a pus? 2 bănuți. Ceilalți cât au pus? Da. Ia imaginați-vă voi, văduva aceea n-avea, nu mai are nimic, nu mai are niciun ban acasă, ceilalți au milioane. Care credeți voi că a dat mai mult? Și învăța pe oameni de la metoda aceasta inductivă, de la particular la general, să observi, te uiți atent, înțelegi fenomenul, stabilești un model și apoi tragi o concluzie. Dărnicia înaintea lui Dumnezeu este ceea ce faci cu toată inima, nu ca să te vadă oamenii, ci o faci cu sinceritate, dai din ceea ce ai și chiar dacă dai tot ceea ce ai, ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a fost un altfel de rabin. Învăța simplitatea în predicare, învăța dragostea și nu conflictul, nu intra în polemici inutile. Învăța având ca obiect omul și nu legea. Învăța principiul și nu forma, nu tradiția, nu datina. Învăța profunzimea și nu aparența. Învăța caracterul și nu statutul. De două ori a făcut Iisus o afirmație cu privire la doi oameni diferiți, o credință mare. Știți cine au fost oamenii cu credință mare? Un sutaș roman și o femeie cananeancă, păgâni amândoi. Iisus nu se uită la statut, că eu sunt evreu, că sunt la vârstă, la nimic, El se uită la caracter. Și acei oameni aveau caracter și aveau o credință adevărată, credință care înseamnă mai mult decât religie. El învăța împărăția și nu politica. Nu-l interesa altceva, nu-l interesa popularitatea, nu-l interesa să se dea bine cu romanii sau cu șefii sau cu marele preot sau cu ceilalți sau cu mulțimea sau cum zic ceilalți rabini. Ceilalți rabini n-au fost de acord cu el. Să știți că ei au stabilit că trebuie să moară. Ei n-au fost de acord pentru că au spus, omul acesta vine, ne strică legea, ne strică și încheie acum să vă spun câteva teme care au stat la baza conflictului dintre Iisus și rabini. Adică au intrat în coliziune directă, frontală, Iisus cu ceilalți rabini, cu multe, multe subiecte. Birul cezarului. Iisus a spus, dați banul, ce-i scrie pe el? E al cezarului? Dați-l lui. Botezul lui Ioan, de unde vine? Iisus a spus clar, nu este om mai mare, născut din femeie, mai mare decât Ioan Botezătorul. Iisus l-a confirmat că acest Ioan Botezătorul venea de la Dumnezeu. Cărturarii n-au confirmat asta, le-a fost frică și n-au afirmat asta. Sabatul a fost o temă discutată, am văzut deja de foarte multe ori, spălarea mâinilor. Odată mâncau la masă, ei pândeau, pentru că asta făceau. Oamenii ăștia legaliști n-au altceva de făcut decât să pândească pe cei care nu fac. Și s-au uitat, ucenicii nu s-au spălat pe mâini. Oh, cum așa? Păi ferească Dumnezeu, dar acum gata, îi trăznește Dumnezeu, așa ceva, nu se poate. Cum să mănânci? Te-ai spălat-o cu 10 minute înainte, dar acum, înainte de masă, înainte să te rogi, tu trebuie să te speli pe mâini. Sunt acolo niște vase și trebuie neapărat să faci ritualul. Ei n-au făcut ritualul ăsta. E gata, cade lumea. Dar Iisus în adins a făcut asta pentru că a vrut să le spună că nu ce intră în om îl spurcă, ci ceea ce e mintea lui. Și că mai spurcați erau ei care s-au spălat pe mâini decât cei care nu s-au spălat. Asta vrea să le spună. Datinile strămoșești, divorțul, păcatul anterior nașterii. Unii spun că e absurdă întrebarea, cine a păcătuit orbul acesta că s-a născut orb sau părinții lui? Nu e absurdă deloc întrebarea. De ce? Deloc nu e absurdă. Pentru că și atunci oamenii credeau în reîncarnare.
trăiești într-o viață, crezi într-o înviere și în următoarea viață te naști. Numai că în următoarea viață plătești factura pentru ce ai făcut în viața anterioară. Așa că, uite, ai făcut păcate multe și în următoarea viață te-ai născut orb. Nu, întrebarea nu-i deloc absurdă. Deloc nu era absurdă, pentru că oamenii credeau asta, mulți credeau asta, mulți dintre rabini învățau asta, erau polemici, unii spuneau nu există nicio înviere și erau saducheii care nu credeau deloc în înviere, alții credeau în reîncarnare, alții credeau că doar aici va fi, noi tot aici ne vom învia și tot pe pământul acesta vom trăi și tot acolo ne vom căsători și să vedem la următoarea înviere, erau deja discuții câte femei poți avea dacă a murit și intrăm în multe altele. Neprihănirea. Ce este neprihănirea? O altă temă legată. Templul. Iisus a spus, trupul meu este templul. Și el a spus, voi dărâma templul acesta în 3 zile. Și au spus, omul ăsta vrea să ne strice templul, vrea să facă altceva. Împărăția lui Dumnezeu, relația cu păcătoși, iertarea păcatelor. Cărturarii nu credeau. Niciun rabin nu afirma că păcatele sunt iertate. Trebuie neapărat jertfă, trebuie asta, trebuie mărturisire, trebuie asta, trebuie asta. Iisus Hristos avea puterea să ierte păcatele, el n-avea nevoie nici de mărturisire, nici de nimic altceva. Iisus Hristos avea putere, s-a uitat spre om, a văzut care credință, a văzut starea lui, el știa ce e în inima lui, lui nu-i trebuia mărturisire, nu-i trebuia spovedanie, nu-i trebuia jertfă, nu-i trebuia rituale, nu-i trebuia ceremonie. El vedea ce este înăuntru și a spus omului, iertate îți sunt păcatele. Și au sărit cărturarii. Cum să ierte păcatele? Stai puțin, dar când e jertfa? Dar cum e ispășirea? Dar cine a făcut? Dar când s-a făcut? Dar ui, cui s-a mărturisit? Ei bine, Iisus Hristos poate să ierte păcatele instant. El n-are nevoie de nicio jertfă, de niciun ritual, de nicio ceremonie, de niciun preot, de niciun pastor să te lege, să te dezlege. El poate să te ierte în această secundă. Ei, dar ei nu erau de acord cu asta. Cum și printre noi sunt care nu sunt de acord. Vindecările, cum se fac vindecările, eliberare de demoni. Ei spuneau că doar cu Belzebut, cu Satana face toate astea. Și aveau multe. Divinitatea lui Iisus. Iisus a spus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. A mărturisit când a stat în... Și vreau să vă imaginați noaptea aceea în care Iisus a stat, el a stat în fața rabinilor vremii de atunci, mai mari rabinilor de atunci. Și s-au adus acuzații, niciuna n-a stat în picioare. S-a ridicat marele preot atunci și a pus accentul pe tema majoră. Ești tu Fiul lui Dumnezeu sau nu? Și atunci Iisus, în fața tuturor rabinilor, a spus atunci, da, sunt. Și atunci marele preot a făcut un gest extrem, extrem de necugetat și a sfâșiat hainele și a spus, a holit, a făcut, e o blasfemie, așa ceva nu se poate, pentru că în teologia lor, în gândirea lor, în învățătura lor, asta era o blasfemie. Dar pentru Iisus Hristos și pentru Biblie nu era nicio blasfemie, era cel mai puternic adevăr, adevăr în care cred și eu astăzi, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus e Dumnezeu. N-a plăcut celor din jur, dar nici nu l-a interesat de asta. Nu l-a interesat votul celorlalți. Când au votat, au votat și l-au ales pe Baraba. Foarte bine. Asta nu te face să schimbi principiile. Asta nu înseamnă să detractezi totul. Și spui, oamenii, asta ți-a ales, Ierusalime, nu pot decât să plâng pentru tine dacă tu alegi asta, dacă tu te comporți așa, n-ai cunoscut vremea cercetării. Dar Iisus a fost unul dintre, și nu unul dintre, cel mai mare învățător, rabinul rabinilor, învățătorul învățătorilor, Domnul domnilor, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului că Dumnezeu ne l-a făcut cunoscut pe acest rabin, pe acest Iisus, pe acest învățător venit de la Dumnezeu, de la care putem învăța și noi și poate fiecare dintre noi să învețe de la El. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.